În cea mai recentă ediție a Dicționarului Ortografic Ortoepic și Morfologic, a fost introdus substantivul contributor cu sensul colaborator-comentator. Substantivul este un împrumut din limba engleză, dar accentul cade pe ultima silabă, contributor, respectând specificul limbii române. Nimic nu e bătut în cuie definitiv în ceea ce privește limba ce vorbim, dar nici să poată fiecare vorbitor să schimbe ce vrea, cum vrea, nu se face, cam ajunge să nu ne mai înțelegem între noi. Cu verbele reflexive e o problemă pentru că ele sunt reflexive și nu, pot să nu, nu ar putea să fie decât reflexive. Și sunt inerent reflexive, pot căpăta reflexivitate și așa mai departe. Deci n-ai ce să discuți cu ele drept care gramatica academiei a cam scos din discuție, această, să spun, această distinție foarte tranșantă între reflexiv, pasiv adică verbele sunt reflexive diateza nu e reflexivă pentru că ele așa sunt bine, pot deveni reflexive că spui mănâncă și se mănâncă mănâncă, cineva mănâncă și alții se mănâncă între ei acolo însă schimb sensul deci ăla tot reflexiv e și nu poate să fie decât reflexiv pentru că pornește de la verbul a mânca dar se duce în cu totul altă zonă apoi sunt niște verbe mai speciale care nu pot avea imperativ. Cui să-i spui să plouă? Cerule, plouă! Nu, nu poți. Nu poți să dai cuiva ordini să ningă sau să doară. A se teme, da. Există verbe care au numai formă reflexivă. A se teme, nu poți să zici teme. Teme e un substantiv, la plural, e altceva. Și asta pentru că un verb reflexiv este și nu poate decât să fie reflexiv. Pe motiv că un iepuraș se teme și nu poate decât să se teamă, E Iepuraș teme fiind un enunț ce nici pe la trei ani nu prea mai are trecere. Apoi, nu știu ce să mai zic despre verbe, verbele sunt niște ființe foarte versatile, mult mai versatile decât substantivele, dacă stăm să ne gândim. În gramatica Academiei scrie că un verb poate avea și o de forme. După moduri, timpuri, persoane, diateze, singular ori plural. Deci există ceva potențial de greșeli. Aproape că ai o infinitate de soluții ca să folosești câte, câte o formă verbală. Deci sunt niște personaje foarte interesante, dar n-ar putea trăi fără substantive. Așa că fiecare cu rolul lor. Mai sunt și adjectivele și adverbele. Trebuie să ne folosim de toate. Și n-aș putea spune că verbele sunt mai importante decât substantivele. Sau, nu, nu cred că există o categorie morfologică mai importantă decât alta. Dacă le iei la bani mărunți, greșelile cu adevărat enervante nu sunt multe și mărunte, ci puține și grave. A bătea sau abate, Merg și nu merg. Dar, mă, sunt două clase de verbe diferite. E clar clasa de verbe terminate în ea e o clasă de bilă, clasă de verbe vechi, moștenite, cam pe ducă. Eu aș spera să le mai păstrăm așa măcar de dragul coerenței sistemului, că până la urmă au și ele rolul lor. Deși nu mai pare așa lucru mare să zici că mi-ar place, în loc de mi-ar plăcea, e totuși destul de grav ca în două-trei generații să vrei să schimbi statutul unui verb. Mai ales că, dacă ar fi o clasă atât de debilă, nu ar exista în limbajul uh, familiar, colovial, tendința de a le băga în categoria verbelor în ea și pe cele în e, adică a bătea. Și așa observăm că nu numai verbele terminate în E visează la capra vecinelor terminate în E, ci și viceversa. Și în timp ce unora nu ne place să renunțăm la ne-ar plăcea, alții par a prefera o formulare ca a bătea la ochi, deși verbul e clar abate. Dar nu știm ce se va întâmpla până la urmă. Cred că asta e deja o cauză pierdută. Toată lumea spune mi-ar place. Pentru că, de oriunde am începe să analizăm problema, cam acesta pare a fi viitorul menit lui a plăcea, dacă ne încăpățânăm că atunci când e nevoie de această formă de infinitiv, noi să o dăm într-una cu place. Nu-i corect, dai corect că toată lumea spune mi-ar place. Se înțelege că îți place ceva dacă spui mi-ar place.